Operatorul serviciilor de apă și canalizare de la nivelul mai multor localități din județ, Apare Gorj, a finalizat lucrările de execuție la stația de tratare a apei din Preajba, localitate componentă a municipiului Târgujiu. Investiția are scopul micșorării cantității de amoniu din apa care ajunge la robinetele oamenilor. Cantitatea de apă tratată din forajele de la Preajba va deservi circa 10.000 de gospodării din cartierele situate în vecinătatea stației. Pentru debitele de cerință mare, care acoperă toată zona de uh, nord-est, a municipiului Târgu Jiu, peste 10.000 de locuitori, este acest modul de tratare biologică a amoniului și de tratare fizico-chimică a manganului și a fierului, în așa fel încât parametrii de potabilizare ceruți prin normativele actuale să fie îndeplinite și sunt îndeplinite cu dovezile zilnice furnizate de laboratoarele noastre proprii sau de cele ale uh, celor care vizează activitatea noastră, respectiv apele române și uh, Direcția de Sănătate Publică. Potrivi reprezentanților constructorului, stația de la Preajba tratează maxim 80 de metri cub de apă pe oră. Stația asta de la, de la Preajba tratează Maxim 80 de metri cubi pe oră. Este alcătuită din niște biofiltre, sunt acelea de acolo, care sunt pline cu nisip. Apa trece ascendent, de jos în sus, prin, prin, fil, prin, prin filtre respective. Acolo se creează o familie de bacterii, microbacterii, care tratează apa din cele două biofiltre apa se duce mai departe către un rezervor intermediar iar de acolo în cele două filtre dublu strat în interiorul lor se găsesc nisip, nisip cuarțos de trei sorturi și cărbune și cărbune activ. Investiția se ridică la suma de 10 milioane de lei, fiind realizată atât cu fonduri europene, cât și de la bugetul de stat. Noua stație va deservi cartierele Drăgoieni, Iezureni, Narciselor, Preajba în totalitate, dar și o parte din cartierul din jurul punctului de intrare în Târgu Jiu. Investiția a fost realizată din fonduri europene. Este vorba de programul post-mediu 2007-2013, secțiunea Economii. Până la 31-12-2015 au fost eligibilizate pe fonduri europene peste 62% din valoare, urmând ca valoarea de la 1 ianuarie și până la acest moment să poată fi acoperită din fonduri naționale. Dacă se, ridică? se ridică în valori, să-i spunem, absolute la circa 10 milioane de lei, fără TVA. Asta înseamnă în jur de uh, 2 milioane și jumătate de euro. Investiția are și o garanție de 12 luni de la momentul punerii în funcțiune, perioadă în care constructorul poate interveni pentru efectuarea de anumite reglaje ori operații de îndreptare.